Frați și surori, vreau să citesc 11 versete din Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Un pasaj frumos, cunoscut de majoritatea dintre noi, despre Maria care îi toarnă mir pe picioarele Domnului. Ioan, capitolul 12. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședea la masă cu el. Maria a luat un litru de mir, de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lăsați-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la el, de la ei și credeau în Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați. Frați și surori, aș vrea să avem aceleași gânduri care le-am avut altă dată, și anume să ne lăudăm cum o făceam. Întotdeauna mă lăudam cu biserica din Michelaca. Totdeauna ziceam: veniți să vedeți biserica, veniți la noi. Și știam să povestesc foarte, foarte multe lucruri despre biserică, despre formații, despre grupele de copii, despre frații în vârstă. Și n-aș vrea să se strice obiceiul ăsta bun care l-am avut. Și încerc să mă forțez și să mă gândesc că vor fi lucrurile mai bune ca înainte. Slăvit să fie Domnul, că așa va lucra. Dar pentru asta, întotdeauna noi trebuie să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost indignat când cineva m-a sunat după programul ăsta cu benzile pe scaune. Eu nu mă duc la biserică cu benzi pe scaune. Nu au venit nici în curte. Nu au venit nici când se adunau grupele aici, știu eu, vreo 10-15, când ne rugam, când posteam. Ce facem noi sau ce atitudini luăm noi când lucră Domnul? Asta vreau să împărtășesc. În casa asta a fost Domnul. Și faptul că era acolo, o femeie a vrut să facă ceva. Și pentru că Domnul n-a acționat după gândul oamenilor, ei s-au indignat și de drept l-au disprețuit. Dar gândiți-vă când era Domnul în timpul vieții și când lucra între oameni. Foarte multe pasaje din Scriptură ne relatează felul lui de a lucra între oameni și apoi atitudinea oamenilor vis-a-vis cu ce făcea el. Supărarea lui a fost foarte mare când oamenii îi atribuiau cuvinte grele, cum ar fi cu
Belzebutul, cu domnul dracilor, scoate draci. Puterea pe care o are nu-i de la Domnul, vindecă, dar ceva nu-i bine. Și în tot ce făcea el, erau oameni care beneficiau, profitau de bunătatea lui și erau oameni care se încărcau de foarte multă amărăciune în judecată și Biblia spune că până acolo a ajuns cu gândul să-l omoare. Și toată discuția între ei era ce a mai făcut și își doreau să-l omoare. Și Domnul le-a spus o pildă care vreau să o folosesc, pilda vierilor. Și spune cuvântul Domnului că un om, un gospodar, a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară. A dat-o să aibă grijă de ea, să-i plătească pe vierii care erau acolo, dar să-i dea parte din rod și lui. Dar vierii, când a venit vremea roadelor, au trimis pe robii săi la vieri, stăpânul, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, pe un altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul vie, ce va face el vierilor acelora? I-a întrebat Domnul pe ei. Și ei au zis, pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor aduce roadele la vremea lor. Ce frumos știau să răspundă oamenii. Ce lucruri interesante lasă Dumnezeu în cuvânt să învățăm pentru vremuri ca astea. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit și peste cine va cădea ea îl va spulbera. Adică în timpul vieții lui, acum a avut un cuvânt direct. Piatra asta care vă încurcă pe voi și o lepădați. Pentru unii va fi ca o stâncă. Vă veți împiedica și veți cădea peste ea și o să vă zdrobiți. Când te împiedici, când cazi, poți să-ți rupi o mână, un picior. Astăzi am văzut un copil, tătea la spart la nas. Am întrebat pe mama, ce e cu copilul vostru? L-a împins? Nu, zice, el învață să meargă. Și s-a împiedicat în ce? În picioarele lui. O plecat în viteză și tot. Este ceva care Domnul a dat să ținem minte, că noi putem să ne împiedicăm și să cădem peste piatra asta. Viața asta de multe ori nu-ți dă răspuns la toate gândurile care le ai. Cum? Pentru că noi nu ne uităm în Biblie, de multe ori căutăm anumite lucruri care să ne vină nouă ca răspuns la situația asta prin care trecem noi. Și suntem foarte mulțumiți să știm, este, nu este, îi, nu îi.
Pe când Domnul ne spune că există ceva care face El între noi. Și unii oameni au atitudinea asta de a se împiedica. Se împiedică. Dar au șansa după ce se lovesc, după ce se zdrobesc, după ce dau ei cu capul de piatră. Ne vine de multe ori mintea la cap. Cam asta e aici. N-ar fi normal să ne împiedicăm. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, piatra aceasta va fi pentru unii care vor cădea peste ea să se lovească de ea, să se zdrobească. Dar este o categorie de oameni peste care piatra asta când cade, îi spulberă. Și aici, în pilda asta, vreau să vorbesc ceva care poate să vă lumineze cuvântul lui Dumnezeu, să vină cuvântul lui Dumnezeu și să găsiți ceva care să poată să fie învățătură. Că în cele din urmă nimic nu poate să aibă pentru noi liniște și pace decât să citești cuvântul Domnului și să zici, am citit astăzi în Biblie. Biblia nu trebuie să o lecturăm. Am avut un timp când mi-a plăcut să citesc Biblia, o dată, de două ori pe an, să știu că am citit 7 capitole și nu pricepeam nimic. Dar am lecturat, am citit. Și sunt momente când deschizi Biblia. Și când deschizi Biblia, parcă se ridică versetele așa. Și se luminează mintea ta. Și nu numai că se luminează mintea ta, îți întoi genunchii. Și spui, Doamne, uite cum mi-ai spus în cuvântul tău. Și am văzut că fiecare verset poate să aibă în el absolut tot mesajul de care ai nevoie în ziua aia. Dacă ești necăjit și citești un pasaj din Biblie, la întâmplare dacă vreți, prin deschidere, dacă îl citești cu credință și știi că l-ai cuvântul lui Dumnezeu și că ai scrisoarea pe care Dumnezeu ți-o aduce, momentul ăla vine Dumnezeu și îți vorbește din cuvântul ăla. Și ce îți vorbește Dumnezeu ție în momentul ăla e diferit, pentru că cuvântul ăla vine exact pe nevoia ta, se pliază la situația ta, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Și în casa în care Domnul Iisus Hristos a intrat, a fost casa lui Simon Leprosul. Lângă el stătea Lazar. Amândoi erau în felul lor despre care s-a zis miros greu. Titlul ăsta e frumos. Femeia cu parfum. Lângă doi oameni, Lazar, citim cuvântul Domnului, spune cuvântul Scripturii, versetul 39 din 11, dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile. Mă stătea lângă Domnul. În partea cealaltă stătea un altul, Simon leprosul și lepra, când erupe și face spuzele alea miroase. Și a venit în casa lor o femeie cu parfum. Și a zis, vreau să-l aduc Domnului. Și fără să spună nimănui nimic, a venit și a turnat o sticlă de parfum, 1 litru de parfum, nu mică valoarea sau munca unui om pe un an de zile. Și toți în casă au simțit mirosul, că parfumul face miros. Biblia vorbește că faptele voastre sunt ca un parfum. Faptele noastre parfumează sau faptele noastre fac partea aia la alta a mirosului urât. Faptele urâte, noi totdeauna le îngropăm, dar ele sunt. Faptele frumoase sunt parfumul pe care îl aducem noi, mireasma care Dumnezeu vrea să o aducă prin noi, între oameni. Și femeia aceasta a înțeles, a crezut cuvântul. Nu întotdeauna noi când auzim un lucru și credem. Domnul spunea, o să mor. Ce? Ferească Dumnezeu, Doamne, înțeleptul Petru, cel mai bătrân, când Domnul a spus, eu am să mor, să te ferească Dumnezeu, Doamne, cum poți să vorbești așa?
Și Domnul trebuie să spună, înapoi a mea, Satano. Ce spui tu nu-i Duhul lui Dumnezeu. Eu trebuie să mor. Atunci dacă mori, toți bărbați au zis, cine rămâne șef? Gânduri de bărbați în credința unui cuvânt auzit. Dacă moare, cine rămâne în locul lui? Numărul 1. Și o femeie crede și nimeni n-a văzut credința. O femeie a crezut ce a spus Domnul și a zis, eu o să mor. Și când ea a crezut, a adus să îmbălsămeze. Nimeni n-a văzut lucrarea. Domnul Iisus Hristos a zis, lăsați-o în pace. Ea l-a păstrat pentru mormântarea mea. V-am spus că mor. N-ați crezut niciunul. Ea face lucru frumos pentru mine, a zis Domnul. Rețineți, sunt lucruri care sunt frumoase pentru Domnul. Parfumuri care îl onorează pe Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut. Și el trebuie lăsat să se vadă. Dacă ar trebui să vorbim noi acum, uitându-ne în jurul nostru, la câte parfumuri vrem să facem noi, întotdeauna am auzit oamenii vorbind extraordinar de frumos despre cei ce au plecat. Ce rău ne pare de fratele ăsta, cum îl folosea Domnul, ce cuvinte profetice, cum vorbea bărbatul ăsta, ce fapte făcea femeia asta. Și cât a fost între noi? De multe ori, în loc să aducem ceea ce Domnul vrea pentru oameni ca să aibă bucuria, nu să lovim în continuu. Domnul a zis, a făcut un lucru frumos pentru mine, cu 6 zile înainte de patima mea, femeia asta îmi dă curaj. Că diavolul îi spunea, n-ai pentru cine muri. Ucenicilor convins că nu-l cred. Că nu se poate întâmpla. Apoi Domnul să arate între ei dragostea care primește când ar trebui să disprețuiești. Aici nici nu știu cum să vă fac să înțelegeți, dar știu ceva că Duhul lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu vrea câteodată să faci ceva sau ți se face ceva și poți să refuzi foarte elegant sau brutal. Domnul atât trebuia să facă în casa lui Simon și să vină bodyguard să spune, ieși pe afară. Atât trebuia să spună, nu-mi convine. Doar cu călcâiul să refuze. Atitudinea Domnului a fost că e de acord. Adică să știi că cineva are dreptul să facă un bine și dacă te costă pe tine când îl face el. Să vă dau un exemplu dureros, dar real. Am fost la cineva acasă. Să ajutăm. Am fost și cu fata. Uite, am venit la dumneavoastră și a spus, eu n-am nevoie să fiu ajutat. Noi am spus Domnului, cât trăim, noi numai dăm copiilor și noi n-avem nevoie să fim ajutați, mai ales de copii. Și am spus, este un ciclu normal în viață. Când copiii sunt mici, trebuie să-i îngrijești, să le schimbi pampersul. Să îngrijești de ei, să-i înveți să meargă, să vorbească, să-i înveți la școală. Dar când treci de 60 de ani, trebuie să accepți să fii ajutat. Rețineți. Trebuie să vină o vreme în viață când să poți să faci arătând că Dumnezeu ți-a dat
Sau chiar dacă nu ești bătrân, dar să fii ajutat de cei de lângă tine și poți să fie chiar familia ta. Și să nu spui niciodată, eu n-am nevoie să fiu ajutat. Legea corbanului a fost durerea țării lui Israel și a trebuit să vină un om trimis de Dumnezeu, numele lui a fost Ioan, care trebuia să îndrepte, să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. De ce? Pentru că nu mai vroiau ajutor. Pentru că toată viața lor trebuie să ajute. Pentru că am spus la o mormântare, cineva mi-a zis, durere mai mare decât durerea, o simt că eu sunt povară pentru copii. Una e să simt durerea durerilor. Și aia e să am durerea să-mi văd fata sau ginerele că mă întorc de pe o parte pe alta. Și să-mi dau seama ce povară pe ei și că bieții mei copii suferă pentru treaba asta. Și să trebuiască să accepți lucrul ăla. Vedeți dumneavoastră, viața asta de creștin, de Hristos mic, de om al lui Dumnezeu, e că Iisus Hristos a zis că trebuie să venerezi, să cinstești, să respecti, pregătind pentru înmormântare. Prea mulți oameni duc coroane și să știți că am durere în suflet pentru banii risipiți și fariseismul înmormântărilor. Am zis că o să spun fraților că Dumnezeu nu ne-a mai lăsat cu mormântări, că n-a mai vrut să ne vadă că suntem de fățarnici. Copii care nu s-au dus la părinți, când le-au murit părinții, fiecare individual a făcut coroană. Și nu și-au vizitat părinții luni de zile. Și toți oamenii nepocăiți s-au dus și au zis, mă, dă ăștia, n-are copii pocăiți. Da, dai corban părintele ăsta, l-a închinat Domnului și să-i poarte Dumnezeu de grijă. Și părintele să-i poarte Dumnezeu de grijă. Dar nu-i voie să scoți. Chiar dacă nu simți așa, viața asta de pocăit nu e așa cum o simțim noi, ci așa cum Dumnezeu vrea să ne o prezinte. Și aici în cuvântul Domnului se spune că atitudinile astea costă și ridică ură. Pentru ce? Pentru ce să te urască oamenii dacă înviezi un mort? De aici cuvântul Domnului spune, preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Erau în casă și Lazar stătea lângă Domnul. Și eu venit să-l vad și o zis, măi, pe ăsta l-a înviat Domnul, da. Nimeni nu zicea, slăvit să fie Domnul. M-a zis, toți oamenii se duc după el. Ăsta ne pune întrebări și câteodată trebuie să-i răspundem bine. Și el ne spune, voi sunteți ăștia. Eu sunt nemulțumit de voi. Și în această casă, Domnul a fost nemulțumit de ei. Și a spus, oamenii trebuie pregătiți pentru înmormântare, pentru suferință, ca să aibă curaj. Curaj înaintea suferinței. Cum? Cineva să te pregătească. Cineva să-ți arate că crede și să spună, Domnul, merită să mor. Cineva a zis că pe cruce, când era Domnul și niciun om n-a mai fost cu el, a venit Satana și a zis, pentru cine mori? Pentru lume. Cine? Că nimeni nu te iubește, nimeni nu te vrea. Și Domnul s-a uitat și a zis, și Maria. Asta m-a pregătit. A făcut ceva frumos pentru mine, urât pentru voi. De ce? Pentru că voi vă gândiți la altceva. Fraților, cum să uită Dumnezeu la probleme ar trebui să fie preocuparea noastră. Iisus a zis, nu-i face supărare.
Dar de ce? Pentru că ea a făcut un lucru frumos. El nu a văzut că s-a umplut casa de parfum. Ce se gândeau la numele femeii. Noi toți vorbim de Dumnezeu, da? Și de iertarea lui Dumnezeu. Și atâta de frumos le spun la oameni când vin la mărturisire și noi când predicăm despre iertarea Domnului. Cum e Domnul, nu-i nimeni. Am citit ce zicea psalmistul, pentru că ți-ai închipuit că sunt ca tine, m-am supărat și mă judec. Pentru că eu când iert, uit și nu mai mi-aduc aminte și arunc în marea uitării. Și când câte un om se pocăiește de păcatul lui, noi uităm de iertarea lui Dumnezeu și aducem părerea noastră. E, tu știi cine a fost ăsta? Tu știi cine a fost femeia asta? Dacă el ar ști acum cine a fost femeia asta, ea a fost iertată, noi nu discutăm. Atunci de-a cui iertare discutăm noi ca biserică? Un om păcătuiește mult timp, o parte din viață, și când se pocăiește ca ninivenii, Dumnezeu îl iartă într-o secundă. Și nu numai că îl iartă, ne spune cum e iertarea. Nu mai mi-aduc aminte. Și dacă același om n-ar vrea să fie un motiv pentru cineva, după ce o viață s-a luptat cu fumatul, de exemplu, a ajuns să se pocăiască. Și după ce s-a pocăit, la câtva timp, nici nu-ți dă seama, și iar a fumat un pachet de țigări. Și a venit înapoi și a zis, frate, am căzut exact în balta în care am fost, în mocirla în care a fost. Și a zis, băi, asta ți-e soarta, tu nu te mai vindeci. De ce? Pentru că eu mă uit în baltă. Dar Dumnezeu cum zice când cineva vine și spune, te rog să mă ierți? Și spune, dar de ce să te iert? Eu fumătoarea. Zice, Domnul, tu numai un pachet ai fumat în ultimele 3 luni. Sunt alții care fumează 2 pe zi. Eu am fumat o viață. Spune, eu nu știu nimic păcatul tău. Păcatul făcut de mine înaintea Dumnezeu, iertat, uitat, nepomenit. Dacă îi aduc aminte, el spune, eu nu-mi pot aduce aminte ceea ce am uitat. Nu există logica asta să o fac în care să spun, fraților, vreau să uit. Eu nu pot să uit, poate alții. Eu dacă zic, pe ăsta nu vreau să mi-l mai amintesc. Și noaptea îl visez. Și noaptea. Radule, m-am supărat pe tine, nu mai vreau să aud de tine. Noaptea visez cu tine, mă gândesc la tine. Doamne, de ce? Pentru că eu nu pot. Dar Dumnezeu are voința asta. Are puterea iertării. Și când noi ne uităm la oamenii ăștia, prin prisma trecutului, fără să ținem cont de realitatea iertării lui Dumnezeu, atunci noi suntem oameni care producem durere și suferință. Și suntem capabili să spunem, Iisuse, dă cu piciorul, lovește-l. Dacă tu ai ști ce știu eu, și Dumnezeu spune, tu crezi că eu sunt ca tine, mă întorc, eu te-am lăsat pe tine om, cu limite, dar m-am descoperit ție ca Dumnezeu. Pilda asta frumoasă, care am prezentat-o aici, poate să-ți creeze acum, să-ți aducă în mintea ta anumite lucruri din viață, în dreptul tău, sau ai judeca pe alții. Pentru că Iuda a vorbit. Și el știa că nu-i corect în ce face. Am spus-o de nenumărate ori. Atât de mult îmi doresc să am în mine gândul lui Hristos, să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Hoț. Știu că e hoț. Să taci din gură și să te înfrunte că nu ești rău. La mormântul lui Lazar s-a înfiorat. Și înfiorarea n-a fost o stare
puternică și a început să plângă. S-a dus spre mormânt plângând, pentru că îți venea să nu faci nimic pentru oamenii ăștia. De ce? Păi tu, dacă ai fost prieten, ai mâncat în casă la ei, cât ospitalitate ți-a arătat casa asta, poate nici casa ta n-a fost ca și casa Betaniei. Și toate judecățile astea și toate privirile astea, Domnul Iisus pășa între a mai face sau a renunța. Și a zis, eu rămân piatră. Și-au căzut mulți și s-au lovit. A venit Petru și a zis, iartă-mă. Fiecare din apostol a venit și a cerut iertare. Păsta mărâtul de Iuda a căzut piatra și l-a spulberat. În timpul cât Domnul era în mormânt, piatra a căzut peste Iuda. Și Domnul a zis, aveți grijă că piatra asta lepădată, contestată, pentru că nu-i Dumnezeu ca noi, pentru că Dumnezeu nu gândește cum gândim noi, pentru că Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi. Aveți grijă că Dumnezeu a venit în lumea asta ca piatră. Și unii au fericirea de a-și sparge capul, de a-și rupe mâinile și picioarele și să se zdrobească. Dar sunt unii spre care Dumnezeu are avertizarea Lui. Peste cine va cădea piatra asta, îl va spulbera. Îl omorâm pe Iisus și l-a omorât. Îl omorâm pe Lazar și l-a omorât. Și pe alții. Ei n-au știut că ei își pregăteau moartea lor, pe când alții pregăteau felul oamenilor de a se pregăti pentru a trăi ca Iisus Hristos. Și lucrul ăsta ne-l spune Domnul, întrebându-ne, ce faci la lucrările Domnului? Ți-ai scăpat gura în timpul ăsta să se ducă, să vorbești, să spui? În dreptul meu ca păstor, mereu le-am zis, nu ne-a mai lăsat Dumnezeu nici cântarea trei păstori să întâlnire. Nu ne-a mai lăsat-o. Și am zis, dacă nu o să pricep nimic să stau cu capul în pământ și să cred ce a spus Dumnezeu și să nu trec prin felul meu de a fi înțeles de alții, că niciodată nu poți să vorbești ca să te înțeleagă oamenii, dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu și să descoperă. Cuvântul ăsta e cuvântul care se descoperă. Eu vorbesc una. Dacă discut cu cineva, așa s-o predica la adunare. Pentru că Dumnezeu între noi face descoperirea. Cine crede și privește serios cuvântul pe care îl citește, omul ăla când îl crede, e gata. Femeia aceasta între bărbați, într-o casă străină, a fost capabilă să spună, eu cred. Și Domnul a văzut credință și a zis, eu văd aici credință. Ce frumos! Cum frumos, măi! Câte guri mâncau? Domnul a spus, făcut un lucru frumos pentru mine. Așa a zis Domnul. Ea m-a pregătit pe mine pentru mormântare. O să mă duc cu credință altfel. O să mă duc altfel pășind, confruntându-mă cu vrăjmașul care mă va învinge până într-o zi când Dumnezeu mi-l va da și o să-i zdrobesc capul și asta e moartea. Până atunci va trebui, dar sunt oameni care mă pregătesc, care îmi spun, care mă încurajează. Ce vei face la lucrările Domnului? Le vei crede? Când vei auzi fel de fel de lucrări? În perioada asta s-au întâmplat atâtea lucruri și frații n-au curaj să le spună pentru că se râde ăștia. M-a trezit Domnul într-o noapte și am spus la cineva să o râzi de mine. Am rugat acasă pentru copiii mei.
și Dumnezeu i-a vindecat. Spune în biserică, n-am curaj. Dar de ce? Vocea poporului. Și cine se teme de vocea poporului intră în cursele cele mai mari ale vieții. Și Dumnezeu spune, temeți-vă de mine, fie-vă frică de mine, credeți cuvântul meu. Și eu mulțumesc Domnului că am stat în această după masă aici. Am dorit să vin, am fugit de la nuntă cu supărarea socrilor. S-a căsătorit Luciu Iulian, fratele care stătea acolo, tânărul sus, cu o fată de la Betel, Vanessa. Și am avut dor să vin la biserică, nu decât să stau la masă, stau aici, pe terasă afară, mai bine mă duc sau două ori la biserică, dar eu mă supăr, mai să nu te superi. Între a sta la biserică cu frații sau orice altceva, mă duc până la frați la biserică. Viața asta solicită să spui ce iubești. Și v-am spus de atâtea ori, sunteți vizitați de rude, de membrii de familie nepocăiți. Și credeți că e o foarte mare cinste și ospitalitate să spunem, noi nu mergem la biserică, că ne vin. Nici nu-i pot spune de Domnul, eu nu-s pocăit. Atunci ce ai putea face? Să le spui frumos, uite aici e frigiderul. Mâncarea care a rămas am pus-o la frigider. Aici e sucul, noi mergem la biserică. Vă invităm să veniți cu noi. Măi, dar am venit la voi, hai să vă spun ceva. Pe voi vă pierd. Sau voi mă pierdeți pe mine. Mă duc să mă întâlnesc cu unul pe care nu-l pierd niciodată. Atunci noi nu mai venim la voi. Și după ce o să plecați de acasă, dacă biruiți spita, ăștia o să rămână acasă și o să zică, mă, dar pe fratele nostru, chiar, mă. Mă, dar pe ăsta, chiar. Ăsta nu trăiește o pocăință de glumă? Și o să plece supărați. Și cuvântul, fapta, le va vorbi. V-ați venit la noi în casă. Vreau să vă spun ceva, noi ne rugăm de obicei. Dar noi, înainte de a ne ruga, avem obicei să citim din Biblie. Și noi de a citi din Biblie, noi obișnuim să punem câte un prunc să se roage. Nu vă supărați, sunteți la noi în casă. Astea sunt lucruri care noi le facem întotdeauna. Și chiar când sunteți voi, să nu vă supărați. De dragul Domnului, noi le facem. Hai, mă, roagă-te. Pruncuțul zice, tatăl nostru, sau Doamne, binecuvântă pe tata, pe mama, și pe unchiu, și pe mătușă. Și noi citim un cuvânt din Biblie. Și ăla a trăit atâta, și a trăit atâta, și a murit, și a murit, și ăla poate vorbi lui, uite că și ăla care a trăit 969 de ani a murit, mă, extraordinar, și ăla vorbește. Și închidem Biblia. Și ne rugăm. Nu suntem preocupați de ce zic oamenii în casa în care suntem noi, dacă e Domnul, indiferent ce gândesc oricare ar fi acolo. Și aia care stau lângă Domnul, cei mai apropiați de El, dacă poți să faci ceva frumos, să zâmbească Domnul, să uite din cer și să zică, mă, îngerii din cer privesc cu plăcere și să uite pe pământ. Cineva vorbește de noi, de cer, trebuie să ne grăbim să-i ducem acasă. Astea sunt lucruri pe care le învățăm din casa lui Simon, că o femeie a făcut frumos pentru Domnul. Că n-a ținut cont de valoare, dar parfumul i l-a dat Domnului. Că n-a ținut cont de dispreț, că s-a dus lângă cineva care nu s-a uitat la ce primește de la ceilalți, care zice, măi, dacă el ar fi proroc, măi, dacă el ar fi... El, Domnul, n-a ținut cont de mulții care au fost acolo, nici de ucenici. Ți-a ținut cont de o dorință sinceră și-o primit-o.
Pentru că Domnul, oricine face ceva pentru el și aduce un parfum lui, el îl primește și se bucură. El stă în părtășie cu omul acela și nu-i interesat dacă alții îl disprețuiesc pe Domnul sau pe celălalt. Dacă poziția aia care o are, va zice, îl lepădăm, nu ne mai interesează, ne dezicem de el. Că așa vine diavolul și spune, să știi că neamurile o să se dezică de tine, să știi că pocăiții ăștia dacă vin în casă și dacă știi să jucați altceva, un remi sau ceva, că se practică, să vă întâlniți să jucați un remi. Păcat nu-i, dar bun 100% nu-i, da? Dacă îmi vii rușine să ziceți, dacă ați venit la noi în casă, să cântăm o cântare. Că o femeie a intrat în casă la unul care n-avea treabă cu Domnul, cu el. El a dat o cină și el l-a invitat pe Domnul. Și o femeie a mers acolo în casă și l-a onorat pe Domnul. Nu o putem face și noi în felul nostru. Acum aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Și pentru că mi-am terminat gândul ăsta pe care l-am avut în această seară, n-ați vrea să faceți bucurie Domnului? Un lucru frumos. Să vă readuc aminte. Nu uitați hotărârile care le-ați luat. Nu uitat practicile care le-ați avut în timpul în care ați fost izolați și când împăratul spaimei umbla pe ulițe și când erați amenințat că vedeați moartea, că se cațără pe ferestre și când posteați pentru noi care aveam ore de ieșire din casă la amiază când dormea moartea, ne ieșeam noi bătrânii, da? Că atunci moartea era la odihnă, că noaptea umbla. Aduceți-vă aminte că atunci am luat hotărâri și am intrat aproape în viață de normalitate și nu dăm buzna spre biserică și nu dăm buzna spre lucruri sfinte și nu ne proșternem în smerenia care am zis-o că o să o avem, că suntem preocupați ce zic oamenii, ce zic ceilalți, ce părere are fiecare și suntem preocupați să vedem dacă în ce gândim noi mai dă cineva dreptate, că tot ce studiem, ascultați-mă, e să vedem dacă mai sunt oameni nepăsători ca noi, oameni care vor să fie ca noi, cum ne place nouă, căutăm oamenii și toate butonările care le facem să vedem câți găsim ca sprijin a unei stări pe care nici măcar nu vrem să o prezentăm Domnului. Acum în această seară, eu cred că e Domnul aici. Credeți? Amin. Mi-ar place când predicăm, măcar noi predicatorii, să fim undeva, să nu fim văzuți. Să auziți așa numai voce. Să n-auziți voce cunoscută. Că diavolul se face înger de lumină. Avem pe sora Mlast în spital, să nu uitați la Mocrea. Femeia asta a ajuns în depresie, gravă așa, și au dus-o de la, din parc, din Nădlac, pentru că auzea vocea prezbiterului din biserică care îi spunea: casa ta or dat-o frații la o familie cu 9 copii. Și vreo 8 zile a dormit în fața casei. Și după aceea și din curtea casei a ieșit și a dormit în parc. De 2 ori au dus-o la urgență, în Arad, și a 3-a oară a dus-o la psihiatrie. Și fără consimțământul i-au internat, au ținut o limită cât au putut-o aici și apoi au trimis-o la Mocrea. Sunt momente în care trebuie să ne cercetăm și să ne verificăm și să știm cum stăm înaintea lui Dumnezeu, cum ne rugăm, ce facem. Și eu vreau să vă spun, aici e Domnul, mărit să fie în numele Lui. O să avem un timp să stăm înaintea Lui. Eu sunt sigur că nu cuvântul ăsta care l-am zis eu, că ăsta nu e important, cuvântul Lui, cuvântul Lui, sigur că ceva a făcut în inima ta. Nu fi preocupat de oameni, fi preocupat de Iisus.
nu fă ce-ți place ție, nu-ți căuta suporți și nu fă nici ce place mulțimii ca să te simpatizeze, ci gândește-te la Iisus. El a zis, a făcut un lucru frumos și fapta asta m-a pregătit. Asta nu-i faptă să o aduci coroana după ce-o plecat, ci sprijinești în credință oamenii care trebuie să fie întăriți de Domnul seara asta și Dumnezeu din cer să reverse harul Lui, să asculte rugăciunea și dacă undeva este o hotărâre sinceră, Dumnezeu din ceruri să dea biruință și să puteți să o faceți. Și dacă va trebui să dovediți în familia noastră în zilele care urmează că am început să ne relaxăm și să vină oamenii la noi, dovediți-le! Că v-ați întâlnit cu Domnul, provocați-i la o atitudine de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu cu risc de a nu te înțelege, de a te urâ. De ce îl urau? Pentru că l-aducea pe Dumnezeu între ei. De ce nu ne mai prigonește lumea? Pentru că nu-L mai aducem pe Hristos. Pentru că vrem să fim pe placul lor, să se simtă confortabil la noi, să nu fie atinși de nimic. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu va lucra la inima noastră și Dumnezeu va aduce mântuire prin felul în care noi vom trăi și vom avea relație cu El, făcând lucruri frumoase pentru Domnul. Făcând lucruri frumoase pentru El. Să ne rugăm și Domnul să asculte rugăciunea. Și încă o dată, dacă cineva își va lua hotărârea, care a luat-o și a abandonat-o. Și acum îi spune, Doamne, din nou te rog, ajută-mă. Ți-am promis că eu citesc în Biblie, nu mai fac. Ți-am spus că eu o să mă rog cu copiii mei și cu soția și nu mai fac. Ți-a spus că o să fiu altfel. Păi nu ne-a mai lăsat Dumnezeu să mergem la săraci, la bolnavi. N-am mai zis niciodată mergeți în spital. N-am zis niciodată mai mergeți în pușcărie. N-am mai mers nicăieri. Și mă întreb, oare vom arde acum să facem ceva frumos pentru Domnul? Eu știu că toate hotărârile bune care au venit de la Domnul. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să le ducem la îndeplinire. Amin.